Când ne mai chinuim noi un pic la Șalău, haideți să facem un atelier. M-am găsit la o nouă rubrică. Noi îi zicem atelier. Sunt alături de Alexandra. De ce ne-am gândit la această rubrică? Ne-am gândit pentru că afară deja este frig, crapul a intrat la mâl, hibernează, singurul pește care se mai prinde acum e răpitorul. Vreau să vă spun că noi vrem să ieșim din tipare. Până acum tot la orice emisiune ați văzut, bărbat prezint aia, bărbat prezint aia. Astăzi am luat-o pe Alexandra. Suntem la magazinul Cricos. Alexandra, hai să spunem telespectatorilor ce prezentăm noi astăzi. Ne-am gândit să prezentăm câteva articole pentru răpitor. Avem așa, șaduri, lingurițe, voblere. Vom începe cu șadurile. Șaduri avem pentru ștucă și pentru șalău. Hai să arătăm telespectatorilor care sunt pentru ștucă. Pentru ștucă avem așa, care este un șad foarte, foarte bun de la Copito. Anul acesta cu curavagii acest șad. Am auzit. Așa, acesta. De la aceeași firmă? De la aceeași firmă, da. Lucrăm cu Copito pentru că este o firmă foarte, foarte bună. Acesta, în funcție de adâncimea apei, de unde stă ștuca, putem să folosim jigul. Jigul, exact. În funcție de, am spus, greutatea jigului, mărimea după... Lungimea jigului. Lungimea jigului după șad. Văd că avem și niște lingurițe aici. Despre ce este vorba, să spunem telespectatorilor. Da, avem niște lingurițe. Aceasta este o linguriță bătută, care eu personal am prins foarte multă ștucă cu ea. Se numește cocoșată. Pentru cei care merg în Delta, este o linguriță excelentă. O să încercăm și noi. Așa, aceasta este o linguriță frunză, se numește. Este o linguriță care a apărut anul acesta. Este nouă pe piață și de asemenea este foarte, foarte bună pentru ștucă. Avem paleașca Dana, la fel, foarte bună pentru ștucă. Și dolingherul argintat, care toată lumea cred că îl știe deja. Astea de unde sunt? Sunt făcute de Mișu. Ah, de Mișu. Mișu, da. Am văzut... partea de jos, să zicem, a lanseurilor, deci da. Momeala. Să arătăm acum telespectatorilor și două fire, da? Avem aici un ultracast, nu? Da. Spider. Știu că și eu l-am folosit pe acesta. Este teflonat, decât este ăsta, că m-am uitat 0.12. Este un fir excelent, deoarece nu se scămoșează, nu-și pierde culoarea. Și este perfect rotund, ceea ce ajută foarte bine la seuri. Așa, și mai avem de la Berkeley, Fireline, da. Care la fel este un fir teflonat, rotund. Și culoarea flo, ce văd eu. Da. Foarte bun. Să scoatem ca să vadă și telespectatorii. Ia uitați, dragi telespectatori, o mândrețe de fir. Ăsta e bun și la crab. Vreau să zic că lumea mă întreabă, dar de ce să dai la crab cu fir flo? Pentru că se vede foarte bine noaptea. Corect. Mai ales, bine, mă refer la firul de înaintași. Păi înaintași, da, sunt foarte mulți care își pun înaintași, pentru că rezistă foarte bine la abraziune. Bineînțeles. Plus că când ești aproape în mal, de obicei să pun două lungimi de lansetă, când ești aproape în mal, ai șansele foarte mici să scape, să rupă firul. Corect. Acum trecem la capitolul frumusețe, eu așa zic. Am început cu o mulinetă, să ne spui despre ce este vorba. Despre Daiwa Exceller Plus. O mulinetă, pot să spun, o bijuterie de mulinetă. Merge singură. Cam așa putem să spunem despre ea. Este excelentă pentru ștucă de toate mărimile. Deci bate stela. Bate. Eu așa zic. Bate stela. Da. Ce să vă spun? Are 7 rulmenți. Fir intră suficient 0.20-140 de metri. Și vreau să vă spun un singur lucru. Eu nu sunt adeptul, mai ales la răpitor, a mulinetelor cu frâna pe spate. Este cel mai recomandat mulinete cu frâna pe față. Ca să pot să lucrez ușor. Ca să pot să lucrez cu mulineta, exact. Da. Bine, ales pentru începători, când nu mai știi, mai dai din ea, mai duci mâna sus. Aici vii aici și ești imediat. Eu consider că acele mulinete sunt pentru caz. Exact. Atât. Și mai avem aici încă una. Da, asta este de la Cormoran. O mulinetă, la fel, foarte, foarte bună, se numește Black Star.
este chiar un star în Gama Cormoran. O mulinetă extraordinară, are 9 un fel de, ca să fac o gumă, un fel de X5 sau X7, nu, Q7 sau X5. Da, da. La fel, suficient fir, te ajută foarte bine la aruncat. Și are un design extraordinar. Asta este. Mă uit, este frumoasă. De fapt, amândouă sunt, excelente. Excelente. Da. Să lăsăm așa și să începem și cu partea finală. Bețele. Bețele, că avem două aici. Bețele, da, corect. Nicu, am uitat să vă schimb, am schimbat un pic operatorul, l-am pus pe Nicu să filmeze. Ai, Nicu. A, ce zici, Nicu? A? Îți fac așa pe-n față. Pe-n fața obiectivului. Alexandra, să spunem despre ce este vorba aici. Da, este în nume, lansată se numește Jake Dauf. Acțiune 20-40 de grame, 2,10, 2,40, 2,70. Ca să zic eu, excelentă asta, mărimea asta, excelentă din barcă pentru șucă. Pentru șucă, exact. În general, asta se folosește 2,10, 2,40 pentru barcă, 2,70 de pe mal. De pe mal și 2,70 eu sunt adeptul folositului, deci 2,70 o folosesc la șală. Nu știu, parcă trebuie, mă gândesc la... Da, la shallow trebuie o acțiune mai moale ca exact. Să poți să faci dintele de fierăstrău pe mulinetă. Hai să arătăm și pe cealaltă. Aici avem și a doua lansetă, Aurora. Ce ne poți spune despre asta? Este o lansetă făcută în Japonia, de Royal. Tot acțiune 20-40, ca și cealaltă. Și cealaltă tot de Royal este făcută. Inele sic, o lansetă excelentă. Dar văd care, față de alte lansete ce văd eu la 2.40, ăsta are foarte multe inele. Da. Mai des în inele cu genul, dacă știu, zic eu bine, lansetelor sau bețelor pentru păstrăv. Da, și este recomandată pentru peștele mare. De aceea are foarte multe inele. Da, ca să, să preia forța pe toate inele. Exact. Ai vrea? Și acum, pentru că ai prezentat șadurile pentru șucă, să arăt și unul pentru șalău. Tot de la Copito este. Tot de la Copito. În general, șalău, ca să știe telespectatorii, mănâncă foarte bine la șadurile albe. Sidef. Exact. Cel mai bine. Cel mai bine. Am uitat să prezentăm... Să prezentăm și voblerele, da? Că avem aici câteva voblere. Avem voblerele de la Salmo, de la Rapala, pentru șucă. Uite ce... Un vobler extraordinar de bun. E... Da, are și biluțe înăuntru ca să facă zgomot. Da. Sunt... Bine, mai avem aici și... Cred că astea știți și noastră ce sunt. Strunele. Și cu cât e mai mare, cu atât șansa de a rămâne fără fir e mai mică. Da. Așa. Și ancorele care trebuie să fie lipsite. Exact, că trebuie să ai. Vrei să schimbi pe mai mare. Exact, la exact. Uite și asta seamănă cu un biban. Asta este un slider foarte bun, da, care merge foarte bine în delta. Ați văzut la concurs la Holbina, marea majoritatea concurenților cu așa ceva dădeau. Cam atât am avut pentru astăzi. Eu îți mulțumesc mult, Alexandra, și rămâne săptămâna viitoare să mai prezentăm ceva telespectatorilor. Încă un articol, zic eu. Da, vom vorbi. Încă mai multe articole, de fapt. Tot așa vom vorbi. Ne facem o temă de astăzi pentru săptămâna viitoare. Rămâne fiderul. Rămâne fiderul.